FC Botoșani are o șansă enormă de a se distanța de zona de retrogradare. Următorul meci îl joacă cu FC Voluntari, o echipă care în acest moment se află în derivă. De patru etape, ilfovenii nu au reușit să obțină niciun punct, iar după înfrângerea cu CSU Craiova cu 2-0, aceștia au rămas și fără antrenor. Victoria spectaculoasă a FC Botoșan de la Ploiești, coroborată cu eșecul Timișoarei pe teren propriu cu Chiajna, a făcut ca echipa locală să se distanțeze la 5 puncte de locul 7 ocupat în prezent de ACS Poli și la 12 puncte față de Petrolul Plăiești. Înfrângerea suferită de fece voluntare a ajutat fece botoșani să rămână pe locul 5 cu 24 de puncte. Faptul că Ilfovenii au rămas și fără antrenorul lor, Ionel Ganea reprezintă încă un avantaj pentru botoșaneni să obțină o victorie importantă pentru fece botoșani. Partida Fece Botoșani-Fece Voluntari va avea loc vineri de la ora 20 pe stadionul municipal.